vine un moment în viața omului în care își dă seama că tot ceea ce are și tot ceea ce îl înconjoară și tot ceea ce stăpânește este doar de sus. De sus, de la Dumnezeu, de la divinitate. Și doar prin muzică, doar prin cântec, omul își poate exprima durerea și mulțumirea față de Iisus Hristos. Acest lucru îl face Vali Gruia, un om cu frică de Dumnezeu, un om cu inimă mare, prin intermediul prietenilor săi, Marian Mexicanu și Paul Fantezie. Niște oameni care tot la fel trăiesc cu frica lui Dumnezeu și vă rugăm frumos să ascultați această melodie făcută, trăită doar din suferință. Doamne ajută și audiție plăcută! Doamne, când eram mai mic și eram copil și eu nu știam că există, că există Dumnezeu. Fiindcă trăiam o viață grea și aveam mereu sufletul trist, și într-o zi fără voia mea printre străini m-am trezit. Când s-a născut lui Isar meu, parcă n-am văzut pe Dumnezeu. S-a mulțumit, Doamne, și-am plâns când mi l-ai trimis pe Luis. Când s-a născut Luisa-l meu, parcă n-am văzut pe Dumnezeu. S-a mulțumit, Doamne, și-am plâns când mi l-ai trimis pe Luis. Niciodată nu m-am plâns când n-am bani sau sunt sărat. Bogăția vieții mele este scumpul meu băiat. Toți copiii mii iubesc și diferențe nu fac, dar asta mea, lui-ți iau ochii din cap. De când s-a născut băiatul meu, parcă l-am văzut pe Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi mulțumesc că prin băiatul meu trăiesc. S-a mulțumit, Doamne, și-am plâns atunci când tu mi l-ai trimis pe Luis. Din clipa când s-a născut nu mi-a mai trebuit, Doamne, nimic. Thank you.
vreau să-ți mulțumesc, fiindcă m-ai adus mama din nou în casa copilăriei, chiar dacă n-am mințit un om rău. Te-ntreb, omule, cu suflet rău, ce-ai avut cu mine și cu fratele meu? Mă-ntreabă ce inimă ai în tine, l-ai mințit pe piții și pe mine. De când s-a născut băiatul meu, pare că l-am văzut pe Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi mulțumesc că prin băiatul meu trăiesc. S-a mulțumit, Doamne, și-am plâns atunci când Tu mi l-ai trimis pe Luis. Din clipa când s-a născut, nu mi-a mai trebuit, Doamne, nimic. Thank you.